În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați creștini, în dimineața aceasta, la Sfânta Evanghelie, la Sfânta Liturghie, s-a citit Evanghelia vindecării îndrăcitului din Gadara. Se pare că un om locuia în morminte de mulți ani, locuia în gropi, îl legau oamenii, dar el rupea cătușele. Puterea celui rău era peste el. Într-o zi, Fiul lui Dumnezeu pășește de pe acolo și omul începe să strige tare, mai în special diavolii din el: Fiul lui Dumnezeu, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Care-i numele vostru? Legiune, suntem mulți! Dacă ne scoți din omul acesta, nu ne trimite în adânc în iad, că ne-e frică de iad! Trimite-ne în turma aceea de porci. Și Iisus spune: plecați în turma de porci. Imediat, omul care credea că are probleme psihice, care umbla dezbrăcat, care umbla, oamenii legau, rupeau cătușele, acum s-a îmbrăcat, era întreg, stătea liniștit, dar porci erau în mare. Și păzitorii au spus: a venit unul Iisus și l-a eliberat pe omul acesta de demoni, dar i-au pierit porcii. Și au venit gadarenii sau ghergesenii și au spus: Doamne, ne-ai făcut mare pagubă, du-te de la noi, du-te de la noi. Dar omul acesta întreg la minte spunea: auzi, lasă-mă, Doamne Iisuse, să stau lângă tine. Și Iisus îi spune: du-te acasă, du-te, povestește la ai tăi ce ți-a făcut ție Dumnezeu. Și Evanghelia se încheie că el a mers peste tot și a povestit ce i-a făcut lui Dumnezeu. Mi-am intitulat meditația, predica din dimineața aceasta așa: oare dumneata din ce echipă faci parte? Există în lumea aceasta două echipe, echipa lui Dumnezeu și echipa lui Satan, echipa lui Hristos și echipa celui care e împotriva lui Hristos, a lui Anticrist. Și Iisus a spus așa: cine nu este cu mine este împotriva mea. Hristos în echipa lui ia pe oricine prin pocăință, dar metoda lui Hristos e bunătate, iubire, înțelegere. Metoda lui Satan e înșelare, e fraudă, el este un mare hoț care vrea să te prindă și pe dumneata. Vă spun că n-a fost de la început așa. Când Dumnezeu a creat lumea aceasta, n-a creat rău, nu, n-a fost rău în tot universul. Lucifer era mai marele heruvimilor și cântăreților în cer. El îl lăuda, el conducea, dacă poți să spui, Sfânta Liturghie din cer, conducea laudele Domnului. Dar într-o zi a venit gândul acesta: mă voi sui și voi fi ca Dumnezeu și mai sus decât Dumnezeu. S-a îngânfat și a spus: voi fi eu Dumnezeu, îl detronez pe Dumnezeu și mă fac eu Dumnezeu. Și din momentul acela, din Lucifer a devenit demon și a început echipa răului în univers. Nu s-a mulțumit cu atât, a treia parte din puterile cerului le-a tras după el. Apoi a venit în Eden, se pare că Eva era singură, Adam se plimba pe undeva. Că a fost pusă întrebarea: oare unde a fost Adam când diavolul i-a dat mărul la Eva? Și eu spun, Adam trebuia să fie acolo, să aibă grijă de Eva. Dar indiferent cum s-a întâmplat, și unul și altul au ascultat de diavolul și, iertați-mă, au intrat în echipa lui,
l-au ascultat pe el. De atunci sunt două mari echipe, echipa lui Satan și echipa lui Hristos, și în dimineața aceasta vrem să învățăm cum acționează, cum funcționează și unul și altul. Vreau să încep cu cel rău, ca să terminăm cu cel bun. Care e strategia lui Satan? În primul rând, Satan vrea să ne învețe și învață pe oameni. Nu există drac, nu există Satan. Astea-s probleme băbești, domnule. Nu există așa ceva. Ce? Unde să existe diavol? Când nu există diavol, nu există nici Dumnezeu. Când nu există Dumnezeu, nu există nici rai, nici iad. Nu există așa ceva. Și scopul lui Satan e să-l aducă pe om, iertați-mă, la nivelul animalului. Ce are nevoie un animal? Mâncare, odihnă și satisfacție sexuală. Mâncare, odihnă și satisfacție sexuală. A, Dumnezeu, n-avem timp de el. Ascultă, omule, ascultă-mă. Ești mult mai mult. Tu ai suflet care vrea să se unească cu Dumnezeu și ai veșnicie și va trebui să trăim acolo cu Dumnezeu. Nu crede această minciună a diavolului. Apoi, Satan începe să ne ispitească, fiți foarte atenți, cu păcate mici pe care nu le băgăm în seamă, neglijabile. Iau câteva exemple. Iuda, toți au auzit despre Iuda. Iuda n-a fost vânzător de la început. Nu, nu, nu. El a fost omul de încredere a lui Hristos. Că nu dai punga la oricine, o dai la omul cel mai de încredere din biserică. Spui, tu ai grijă de bani. Iuda a fost om de încredere, dar a văzut că se pun bani acolo și a spus, las mai mulți, dar mai iau câte unul. Și apoi s-a întâmplat faza a doua. A început să iubească banii. Și apoi când i-au propus fariseii, dacă ni-l dai pe Hristos, primești de noi 30 de arginți. Și a devenit vânzător. A văzut bănuțul, a fost prima fază, a luat câte un ban. Apoi a început să iubească banii și apoi a devenit trădător. Țineți bine minte, diavolul totdeauna începe cu păcate mici, mici, pentru că el vrea să ajungă undeva departe. Sfântul Ioan Scăraru vorbește despre șarpele desfrânării. Cum începe el? El e foarte drăguț. Începe cu un gând și îți dă gânduri cât de frumos ar fi ce s-a întâmplat. Nu-i nimic vinovator, e un gând. Apoi coboară în inimă și încep să ajung să ai fantezii. Și apoi există un pas. Când spune Sfântul Ioan Scăraru, dar numai odată se întâmplă. Și dacă se întâmplă odată, că ai păcătuit, că ai desfrânat, odată se întâmplă, vezi cum e. Și diavolul a pătruns în cetatea sufletului tău. Mă iau un păcat, o mică neiertare. Cineva te-a jignit un pic și în sufletul tău nu l-a iertat, ci ții o mânie secretă și o ții astăzi și îl ocolești un pic. Și o ții mâine și îl ocolești mai pe departe. Și o ții și poi mâine, ce să-l salut acum? Și o ții și luna următoare și ajungi în cele din urmă să nu mai vrei să-l vezi pe acel om. Pentru că câte un pic, cel rău și-a făcut loc în sufletul tău. Eu vreau să vă spun așa,
Orice păcat, cât de mic, la început, zdrobește-i capul la șarpe, că dacă nu, îți zdrobește el sufletul și viața. Mai e o strategie a celui rău. El ne studiază pe fiecare de când ne naștem și ascultați, vă rog, cu atenție. El ne vede slăbiciunea noastră și o cunoaște. Înclinația noastră firească. Unii sunt înclinați spre lăcomia pântecului. Ar tot mânca, ar tot mânca. Alții sunt înclinați spre desfrânare. Alții spre iubire de arginți. Alții spre mândrie. Alții spre băutură. Nu știu care-i slăbiciunea, înclinația ta, dar ai una. Fiecare dintre noi avem o slăbiciune. Ai grijă, păzește-o bine. Am citit sau am auzit despre o domnișoară urca pe o potecă de munte și un șarpe i-a spus: Mi-e așa de frig, te rog, ia-mă sub paltonul tău și încălzește-mă. Și domnișoara a spus: e șarpe, mă muști, mi-e frică de tine, nu te mușc, te rog din suflet, ia-mă sub paltonul tău. Și domnișoara a spus, l-a luat, l-a pus sub palton, s-a încălzit, n-a mers mult și șarpele a mușcat-o. Și domnișoara a spus: am avut încredere în tine, ai spus că nu mă muști. Și șarpele a spus: ai știu că m-ai luat de jos ce sunt, că eu sunt șarpe. Ascultă-mă, diavolul te va mușca, nu face pact niciodată cu ea, cu el. Și mai are diavolul o strategie: amânarea pocăinței. Amânarea pocăinței. Se spune că în Iasu a făcut o ședință mare. Șeful demonilor i-a chemat pe ofițerii lui și a spus: haideți aici, hai să găsim o formă prin care să îi împiedicăm pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Și vreau să văd strategii. A venit unul și a spus așa: haide să spunem că preoții-s răi, că preoții-s așa, așa, așa. Dar șeful mare a spus: or fi dintre ei și răi, dar sunt și buni, sunt și buni. Și atunci nu-i bună strategia. A venit al doilea cu o altă strategie, așa, a doua, așa, a treia. A venit unul bătrân și a spus: am eu una. Să le spunem așa: preoții-s buni, bisericile-s bune, dar ai vreme să te pocăiești. Când îi fi bătrân, când nu-i mai putea face nimic, numai într-o cârjă să merg, atunci te poți pocăi. Și vă spun cum vine el. Când ești tânăr, necăsătorit, diavolul spune, conștiința spune: auzi, tinere, lasă fumatul, lasă. Și diavolul șoptește: acum ești tânăr, acum e vremea distracției, te vei căsători, atunci ai vreme. Te căsătorești, vin copii, viața e frumoasă, acum să te lași de toată lumea asta, acum treci, lasă că vine pensia și când vine pensia vei avea vreme. Vine pensia, primi la Dumnezeu, vin nepoții și îți aduce aminte ce ai spus Dumnezeu, că trebuie să întorci spre Dumnezeu. Dar vine un gând și spune: acum mă bucur și eu de pensie, mă bucur și de nepoți, lasă mama încolo. Și trec 70 de ani și trec spre 80 și ți-aduce aminte că i-ai spus lui Dumnezeu că vrei să te pocăiești. Și diavolul spune: acum? Dacă toată viața ai trăit-o așa, acum? Dar acum unde ori merge, toți îi merge și tu? Și o viață întreagă. Eu predic aici de 18 ani și vă tot chem și tot avut amânare, amânare, amânare. Oameni buni, vă cheamă Dumnezeu în echipa lui să îngenunchem la picioarele lui. Cum e echipa lui Hristos? Hristos, ne apropiem acum de postul Crăciunului.
a venit chiar din cer, a lăsat cerul, a venit, s-a îngrămădit în trupșorul lui Fecioara Maria, s-a făcut om, s-a culcat acolo într-o iesle, suflau boi deasupra să-l încălzească, s-a pus pe o cruce, a mers chiar în iad pentru noi, a suferit iadul în locul nostru. Și primul om care a făcut parte din echipa lui oficială a fost un tâlhar, era pe cruce și a spus: Doamne Iisuse, când vei veni în împărăția ta, pomenește-mă și pe mine. Și Iisus a spus: astăzi vei fi cu mine în rai. Dragii mei, Hristos de 2000 de ani bate la ușă și spune: Vasile, nu vrei să vii în echipa mea? Popescule, nu vrei să vii în echipa mea? Dorine, nu vrei să vii în echipa mea? Hristos de chiar spune: eu iau oameni în echipa mea pentru rai și pentru împărăție. Am auzit o întâmplare foarte drăguță care mă va ajuta să ilustrez bine inima lui Dumnezeu și inima lui Hristos. Se spune că au fost doi tineri, s-au căsătorit, foarte deștepți amândoi, foarte deștepți, dar erau foarte săraci. Și vreau să facă carte. Au tras la sorți care să meargă la școală și sorțul a căzut că bărbatul să meargă la școală. Femeia a lucrat acasă, a făcut bani, a trimis bani, a studiat medicina, era în anul 6, pe final, cel mai bun student. Decanul i-a spus: vei rămâne aici la facultate ca profesor în continuare, dar n-am avut niciodată așa student în toată cariera mea și vom face o festivitate specială de înmânarea diplomei. Soția era la țară, era fața zbârcită, mâinile crăpate și i-a spus: voi divorța de tine. Eu, știi, voi fi un mare doctor, tu, o țărancă, voi divorța de tine. Femeia a spus: bine, accept. Am o singură rugăminte înainte de a băga divorțul. Te rog să îngenunchezi înaintea mea și să-mi săruți palmele amândouă și apoi du-te și bagă divorțul. Domnul doctor a îngenunchiat, i-a sărutat și palma stângă și palma dreaptă, dar palmele erau crăpate de lucru, erau crăpate, i-a trimis bani studentului să poată face medicina. După ce le-a sărutat, a luat-o în brațe și a spus: ești cea mai frumoasă femeie, nu voi divorța niciodată de tine. A venit festivitatea, decanul l-a chemat pe cel mai bun student, s-a făcut o pauză mare și studentul s-a dus în față. Apoi a venit după soția lui și a spus, a luat-o de mână și a spus: domnule decan, vă rog să dați soției mele această diplomă, ea o merită. Dacă ea nu era în spatele meu în cei 6 ani, eu nu puteam termina medicina. Acum ascultați-mă înțelesul, ascultați-mă cu mare atenție. Vă provoc chiar astăzi să vă uitați la mâna brăzdată a lui Hristos, care a purtat de grijă sănătății tale. Erai pe masa de operație și mâna bună a lui Hristos a purtat mâna doctorului, te-a ajutat să-ți crești copii, te-a binecuvântat de ani de zile. Vă provoc astăzi pe toți să vă uitați la rănile lui, la capul lui, la cununa de spini pe cap, la spatele lui brăzdate. Oprește-te și uită-te și spune: Doamne, vreau să-ți sărut rănile tale. Vreau să sărut capul tău, vreau să sărut mâinile tale, vreau să sărut picioarele tale.
Doamne Iisuse Hristoase, pentru că mă iubești așa de mult, vreau să intru și eu în echipa ta. Voi încheia cu 4 adevăruri cu care ar trebui să ne cuprindă viața la fiecare dintre noi. 1. Recunoaște puterea și dragostea lui. Spune-i astăzi, după ce pleci de la Sfânta Biserică, sau chiar aici în taină, Doamne, recunosc dragostea ta care m-a purtat de ani de zile. Recunosc puterea ta. Doamne, vreau să fiu de partea ta. Spune cu voce tare, Doamne, recunosc dragostea ta, recunosc puterea ta și lasă-te pe brațul Domnului. Noi la botez avem lepădările. Preotul întreabă pe naște, el e satana de lucrurile lui. Și știți, mai departe, nu vă spun. Eu vă chem acum să spui, astăzi eu mă leapăd și spuneți toate păcatele. Eu mă leapăd de minciună, de drăcuială, de fumat, de dans. Eu mă leapăd de toate și, Doamne Iisuse, eu mă unesc cu tine. Eu vreau să intru în echipa ta. Fă această lepădare chiar astăzi și intră în echipa Domnului. 3. Tu vei continua să ai slăbiciuni. Păzește. Poarta ta slabă, știi unde ești slab. Te mânii repede, îți ieși din pepene repede. Ai grijă acolo. Și mai e ceva, Evanghelia se încheie. Du-te și spune la cei de acasă ce ți-a făcut ție Dumnezeu. Spune și altora cât de bun ești Dumnezeu. Întrebarea e, din ce echipă faci parte? Vreau să știți că în final echipa lui Hristos va birui. Echipa lui Hristos va fi cu Hristos pentru totdeauna. Echipa lui Satan va fi aruncată în iad pentru totdeauna. Eu vă îndemn astăzi să vă plecați genunchi și să spuneți, Doamne, recunoaștem puterea și dragostea ta, intru în echipa ta. Doamne, mă leapă de toate și reticulele celui rău. Doamne, vreau să stăpânești peste mine și toată viața să te slujesc și să spun cât de bun ești tu. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze și vă mulțumesc.